aici la Continental l-a furat Dinamo pe Torje. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Rămânem în zonă și astăzi, sunt cu prietenul meu Jojo. Mergem spre Arad, așadar avem UTA Arad, Universitatea Craiova, de la 6 și un sfert. Ce să mai văd? Eu, din punctul meu de vedere, văd un meci echilibrat. Mister, tu ce zici? Aici, de la volan, se vede doi solisti. Doi solisti? Bate Craiova sigur, a? Eu așa zic, fără emoții. Cu un pic de noroc, poate și UTA dă golul de onoare, dar Craiova cred că merge pe 3 puncte astăzi. Da, eu văd un meci echilibrat, 1-1, apărările destul de slabe la ambele echipe, dar vedem de la stadion care va fi situația, ne vedem acolo, nu uitați să dați și voi un like și abonați-vă cei care n-ați făcut-o, ne auzim de la stadion. Da, am ajuns în Arad, autocarul UTEI, la Hotel Continental, se pregătesc să meargă și la stadion. Vă dau o informație, aici la Continental l-a furat Dinamo pe Torje, când a fost marele scandal în Timișoara. Aici a venit Borcea, când n-avea curaj să vină în Timișoara, și l-au adus pe Torje aici și aici a semnat Torje cu Dinamo. Fierbe Radu, se simte vibrația meciului. Dați galeria acolo, se pregătesc. Ia zi, mister, ce părere ai tu despre Pechovski? Cine nu știe cine este Pechovski, să închidă laptopul și să se ducă în centru, la o înghețată. Este unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a dat țara asta. Corect. A jucat și la CCA, 3 titluri cu UTA. Deci ce să mai, nu mai avem ce să mai discutăm. Are și statuia aici, în fața stadionului. Pe undeva, pe acolo. Da, ia uite-o. Se verifică un incident care presupune acoperirea mâncatului. Ultima etapă din tur, așadar UTA are 16 puncte, Craiova 21. Dacă pierde UTA în seara asta, se cam rupe clasamentul pentru ei. În schimb, dacă câștigă, se apropie de zona de play-off acolo. Craiova, la fel, dacă va câștiga, își va consolida poziția de play-off. Craiova are și două meciuri în minus, dacă nu mă înșel. Deci, oricum, va fi un duel interesant. Da, Chivulete, arbitru, aveți locul de la UTA, cum eu ven, 2-1, ce s-a... I-au încărcat frigiderul Chivulete atunci, Rădenii, aveți locul pe canal. Antrenorii sunt și ei în pericol. Dacă nu câștigă azi, cine știe ce se poate întâmpla și pentru Ilie Poenaru. Ilie Poenaru a fost jucător la Poli Timișoara, vreo 7 sezoane a jucat.
Nord intră și ei acum. Și ocazie mare aici Craiova. A marcat fundașul stânga la UTA. Mister 1-0 UTA, ce zici? Un meci destul de strâns așa. Cred că se va marca încă un gol până în pauză. Iată. Exact, doar ce am terminat propoziția, ocazie mare Craiova. Vedem până la pauză. Ocazie mare Craiova. Și pauză. Bayram a băgat-o 1-1 la pauză. Jojo e cu cota a doua. O să vă las link în descriere. Pontul nostru Bonro are acolo o rubrică unde zilnic, aproape nu, postează o cota 2. Pentru cei interesați, care sunteți interesați, Mister, ce zici, repriza a doua? Acum am vrut să, chiar vorbeam cu Răzvan și am vrut să-l cert în acest video pe domnul Nistor, care vrea, într-adevăr, se străduiește, e un jucător muncitor, dar calitățile astea se caută mai mult în construcții, pe șantier. Dar acum ștergem totul cu buretele, e ca și cum n-aș fi zis nimic, pentru că a dat pasa de gol dintr-o centrare David Beckham, ca să zic așa. Deci acum vedem repriza a doua, pur și simplu eu am pariat 2 și 2 plus. Acum vedem, m-am bucurat la golul UTA-i, pentru că asta e ambițiunea și mai tare pe ai mei, ca să zic așa. Da, eu am mers pe GG, mi-a ieșit și am zis eu egal, se termină meciul, vedem până la final. Nu uitați să dați și voi un like, abonați-vă și vă las link în descriere cu cota 2 a lui Jojo, unde are rubrica pe pontul nostru.ro.
Ne auzim, repriza a doua. Revenim de la fața locului. Ce a făcut ăsta? Mamă! Roșu. Anton mai avea un galben la roșu. Paul Anton. Tot Bayram, o? Cred că tot Bayram a dat. A făcut 2-1. Nu mai în pielea lui Poenaru să nu fie acum. Ocazie. De spectatori. Da, lumea huide intrarea lui Cășeru, veteran. Patru minute de prelungiri. Craiova câștigă 2-1. Rezultat final. Mister, ce zici? Da, eu m-am așteptat. Am spus și în drum spre stadion că vom vedea o victorie alb-albastră. Mai multe detalii în mașină către Timișoara. Corect, așa e. S-a strigat și demisia lui Ilie Ponenaru. E prima înfrângere a UTEI de când vin cu vlogul la Arad. Cred că am vreo 7 meciuri și asta e prima înfrângere. Mister, ți-a ieșit biletul 2+. Care ar fi concluzia finală? Concluzia finală este că la Arad
sunt foarte multe fete frumoase și știutoare de fotbal. Eu, cel puțin în prima repriză, m-am îndrăgostit de 3 ori și cu siguranță voi reveni. În ceea ce privește jocul în sine, a fost un meci de fotbal peste nivelul ligii întâi, cu 3 goluri frumoase, atmosferă excepțională. Practic am avut o duminică excelentă alături de prietenul nostru Fotbal ca pe vremuri, pe care vă invit să-l urmăriți, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Vă pupă, Jojo! Ți-ai ieșit și biletul, toate bune, nu? Veni, vidi, vici! Am venit, am văzut și le-am luat banii! Ceau, ne auzim! Forța!